Bună ziua, bine ați venit! Da. Vreau să punem la vot procesul verbal de la ședința trecută, de luna trecută. Sunt două procese verbale, cel de pe... Și la ordinar, de la ședința ordinară? Da, ambele. Am două procese, pe rând? Pe rând, 28 la 4 și 11 la 5. 19. Supunem la vot pentru 28 a 4-a, primul proces verbal, pentru ședința ordinară. Cine este pentru? Avem un împotrivă, abține. Supunem la vot pentru ședința extraordinară, 19 a 5-a, da? Da. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Avem un... Da, da. Ordinea de zi. Vă citesc proiectele care le avem pe ordinea de zi astăzi. Primul, depunerea jurământului de către Gâlea Petru, consilier validat. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 38 din 16-11-2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunii Vorgești. Inițiator, primar Temelomița Adriana. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 30.05.2022. Inițiator, primar Temelomița Adriana. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea Zilei Comunii Horgești de Tubacău. Inițiator, primar Temelomița Adriana. Proiect numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunii Horgești. Inițiator, primar Temelomița Adriana. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Inițiator, primar Temelomița Adriana. Și întrebările și interpelările. Ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este? Da. Aș vrea să iau cuvântul înainte de a supune. Da. Aș vrea să întreb domnul secretar dacă există avize de comisii pentru proiectul de zi. Eu am primit avize de la comisii, da. Le-am adoptat. Pentru că eu, conform codului administrativ, deci cu 3 zile înainte, președintele comisiei trebuie să provoace ședința de comisii. Am primat ieri un apel de la domnul Budău pe telefon, și nu e prima oară, am mai avut discuția asta. Domnul președinte nu-și face datoria de președinte al comisiei de buget. Și, deci, practic, eu nu am participat la ședința de comisie din cauza că nu am fost convocat în timp util. Se vine înainte cu 10 minute să scrie rapid pe hârtie și semnezi, nu știu ce semnezi. Și cam asta e tot. O să vă rog să consemnați treaba asta în procesul verbal al ședinței. Și, nu știu, eventual, de azi, nu e prima oară când se întâmplă, am mai avut discuția asta. Poate chiar să facem o schimbare de președința al comisiei. Domnul consilier, ca un sfat, nu este așa, cred că va trebui să găsiți, să stabiliți un punct comun prin care se face această notificare, această aducere la cunoștință. Pentru că, din punct de vedere, știți că acum prin poștă nu o să se poată face, că nu ne încadrăm niciodată. Dacă e vorba de apel telefonic, ce să zic? Domnul Budău, duminica, te sună seara pe la 9, ca să ne vedem la comisie. Nu e ok. Dar membrii comisiei, voi de ce nu luați legătura, dacă sunteți mai activi cu președintele, de ce nu sunați voi și stabiliți o zi? Trebuie nu neapărat președintele să vă convoace. Asta e rolul președintelui. Membrii care sunteți mai tineri, mai cu elan, mai sunați, întrebați, vă lăsați o dată și așa mai departe. Secretarul comisiei ce face? Ai domnul Budău dumneavoastră la sus? Da. Atât, da? Bine, da. Nu secretarul comisiei? Să te aud eu vreodată că zici că nu vii cu 2-3 zile înainte. Cum e inconvenient? Chiar să-l chemați cu 4. Chiar vreau să-l fac. Eu zic că e un loc... Ca să zici da. Că nu-ți convine. Supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Avem împotrivă? Avem abține? Una, domnul. Eu l-am văzut, mă, de-o tot contra, domnul Dămo, care a fost domnul ăsta? Pentru, a fost un pentru mai întârziat. Da. Da, nu mi-e supăr, că în același timp, de asta nu m-am întrebat. Da, trecem la numărul 1 din ordinea de zi, da? Da, depun, că vine la domnul. Depunerea jurământului de către domnul Gâlea Petru, consilier validat.
Asta este jurământul, îl veți citi, veți semna ambele așa, puteți să jurați pe Biblie sau pe Constituția României, este alegerea dumneavoastră. Am să rog consiliere. Având în vedere, privind articolul 117 din ONG, numărul 57-2019, să raportăm la privirea încheierea de ședință din data de 9-5-2022, de data de către judecătoria Bacău, în dosarul 6630, per 180-2022, depun în fața Consiliului Local următoarele jurământ. Jur să respect Constituția și legea țării și să fac ca un bun creștin credință tot ce se împuternici, tot ce se împuternici se pricepea mea pentru binele locuitorilor Comunei Orgeș, județul Bacău, așa să ne aduce Dumnezeu. Semnați ambele exemplare. Președinte, ședință, cel mai bun. Da, unul este al dumneavoastră. Da, trecem la punctul 2. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCR numărul 38 din 16-11-2020 privind constituirea Comisiilor de Specialitate a Consiliului Local al Comunei Vârcești. Domnul consilier, pe scurt, nici nu e nevoie să spunem prea multe. Cei doi consilieri veniți nou în rândurile noastre sunt cei care au înlocuit pe ceilalți care au decedat. Și comisia rămâne aceeași. Gâle Petru vine în locul domnului Munteanu Constantin la Comisia Buget Finanțe și domnul doamna Gheorghesi Mariana este în locul domnului Costică Mitică la Comisia Juridică. În rest, apoi cum vă faceți comisia, ca președinte, ca secretar ce modificați, e alegerea dumneavoastră. Acestea sunt modificările. Vrea cineva să ia cuvântul? Nimeni. Da. Doamna Nuț. Doamna Nuț. În proședință, când trebuia să locuim din comitetul cu doamna Gheorghesi Mariana și am spus că trebuie să fac comisia pentru ședința de data viitoare, mi-ați spus că trebuie să primiți răspunsul după ce trimiteți validarea. Deci acum dacă se face comisia pentru învățământul din domnul Gâlea Petru... Da, dar la fel era și cu doamna Gheorghesi Mariana când vreau să fac comisia și ai spus că nu se poate să fac comisia. Nu era hotărârea asta. Noi aveam hotărârea. Nu aveam hotărârea și știam dacă, știi, la momentul la care doamna Gheorghesi a fost validată și a depus jurământul, știam de problemă, cred că a doua sau a treia zi a fost problema cu domnul Munteanu. Ah, okay. Și de alea le-am... Da, dacă ne uităm, e vorba de... Cred că nu a trecut-o depus doamna Gheorghesi. Da, 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 da. Și atunci am completat comisii deodată, ca să... Okay. Acești consilieri au venit prin completare, pe posturile care au fost vacantate. Acum... Dacă o trecut pe listă. Am zis, dacă doriți să modificați. Nu, m-am referit la legalitate în momentul în care ședința o să fie peste o săptămână. Adică dacă mai este o procedură înainte. Nu, nu, nu. Aveți voi la nivel de comisie ca să vedeți ce anume președinte, că de exemplu a Gheorghesi e în locul Costică Mitică, poate. Nu rămâne ea președinte, asta e strict în interiorul comisiei. Păi... Atât. Puteți să vă întruniți pe tema asta. Orice comisie se poate întruni pe tema asta și cu majoritate de voturi poate să-și alege președintele și secretarul. Astea nu trebuie votării de Consiliul Local, da, sunt lucruri interne, da? Așa și trebuie să faci. Dar trebuie să suntem funcționali. Da. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Alegi.
Împotrivă. Abțineri. Trebuie unanimitate, da? Suntem cu 15 voturi acum, da? Deci la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data 30.05.2022. Domnilor consilieri, ați primit proiectul de hotărâre și ați luat la cunoștință despre proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Domnul Budău, dacă ai plăcea că președinte al comisiei, că ați avut discuție, să prezinți proiectul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. La articolul 1 se aprobă utilizarea definitivă a excedentului anului precedent, din excedentul anului precedent, suma de 45.000 de lei, pentru obiectivul de investiții, completarea sistemului de supraveghere video în comună. Articolul 2 se aprobă modificarea listei de investiții conform bugetului existent. La articolul 3 se aprobă virări decrete între articole în cadrul aceluiași buget și în cadrul bugetului școlilor, conform referatului. Articolul 4. Bugetul astfel rectificat rămâne la partea de venituri în sumă de 10.306.000, iar la partea de cheltuieli ajunge la 12.901.600 lei. Prezenta hotărâre va fi comunicat prefectul județului Bacău, primarului comunii Borgești, compartimentul financiar contabil și va fi adusă la cunoștință publică în cornișurile legii. Ați observat în planul de investiții modificarea, iar în raportul compartimentului se explică virările de credite care se dau între articole. Acum, în mare, pentru că eu am crescut să spuneți despre asta, banii știți pentru sistemul de supraveghere video în comun a fost discuție în ședința trecută extraordinară. Mai este discuția despre suma alocată pentru zilele comunei la viră, ar fi 30.000 de lei pentru organizare. Ați știți că în anul trecut a fost 20.000, acum propunem 30.000 și 5.000, am trecut a fost 10.000. Dacă, doar dacă este nevoie, să mai aducem niște îmbunătățiri în zona scenei. Momentan noi nu avem nimic în vedere că ar trebui completat, banii sunt prinși dacă intervine ceva. Dar în cazul în care nu sunt folosiți, știți foarte bine că banii rămân și se folosesc în altă parte. Este doar preventiv pentru dacă intervine vreo problemă în privința organizării. La școală, mai este o problemă, este, poate ați primit adresa de la domnul director Ciprian Răcătău, căreia s-a alocat o sumă de bani pentru microbuzul școlar. Dânsul are suma necesară din veniturile, din banii pe care i-au primit ei și cere ca această sumă să fie redistribuită sau realocată de către consiliul. Vor să o dea către gardul, fac un gard la grădinița Răcătău. Au făcut deja, da. E vorba de bani. Pentru că nu trebuie proiect, acolo e doar așează. Și cred că pentru reparații, da, e la școlă, adică oricum banii sunt la ei, nu sunt la noi, că noi i-am dat, i-am aprobat, numai că în inițial au fost pentru destinația microbuz, dar având în vedere că au suma necesară, au cerut ca acei bani să poată ei să-i folosească la, pentru gard, pentru repararea gardului de la grădinița Răcătău. Îmi scrie la cuvânt. Doamne, domnul. Aveți cuvânt. Mulțumesc. Dacă v-au fost invocate niște referate, tare bine ar fi dacă le-am avea și noi la mapă, ca să știm despre ce e vorba, că nu te rog, că știi că le virările astea de credite. O să mă refer și eu la proiectul ăsta de, în care se dorește extinderea, nu? Sistemul de supraveghere video. O să aduc aminte faptul că, deși am solicitat să particip și eu la ședința extraordinară, nu s-a putut, s-a uitat, așa mi s-a spus.
Domnul consilier, dacă aveați interes, știați că ședința că aveați convocare de la ora 9, sunați chiar dumneavoastră. Poate aici domnul secretar, având în vedere că sunt... Nu discutam cu dumneavoastră, pentru că nu... Nu, discutați decât... domnul consilier, situația, eu am discutat cu dumneavoastră, a fost de așa natură. Nu, nimeni care nu s-a uitat, a fost foarte rapid, cred că colega de alături a confirmat lucrul ăsta până când... ar fi... Și din partea dumneavoastră și din partea mea, mi-ar putea să fii mai mult atenție. Dacă ați fi sunat mai devreme, poate, vorbeați cu colega, era mai sigur decât cu mine. Da. Eu aveam niște hârtii de făcut și... Trebuie să zic acum ce aveam de zis și atunci. Dar numai faptul că noi am cheltuit niște sume destul de mari. Așa ce impresionante pentru actualul sistem de supraveghere, care e nou, eu consider relativ nou. Deși în explorare de multe că avem un sistem învechit, care nu mai face față. Da, din câteva din chiar funcțional, bătrânii ne și ajută la rezolvarea unor probleme în comună. Și văd aici niște sume, din nou, imense, care trebuie să le cheltuim din bugetul local pentru extindere, sau pentru decențele, că așa ca și cum facem totul de la zero. Văd numai studii de fezabilitate, din nou, deci 95.000 de lei. Asta se cere din nou să aprobăm aceste sume pentru partea de studii, dar pe SICAP deja a fost atribuită această plată, dar 30.000 de lei fără TVA, că pe o firmă de casă, probabil, că dăm pe consultanță bani cât ne-am dat în nu știu câte mandate, deci în 2 ani de zile s-au cheltuit miliarde pe studii și pe tot felul de ce se mai face pe aici, pe numai cântii, care altceva nu se face. Pentru același lucru, Parincea, la aceeași firmă, a plătit de 5 ori mai puțin, 6.000 de lei. La Parincea, aceeași firmă, ia 6.000 de lei, la Borgeștea, 30.000 de lei, fără TVA. Cum se explică lucrul ăsta? Nu o să știe. Da. Probabil că noi avem un buget mult mai mare, avem mult mai mulți bani disponibili de cheltuiți. Asta aș vrea să înțeleg. Deci pe PNRR-ul ăsta se putea face multe lucruri. Se putea lua un buz electric pentru copii. Se putea... Deci noi, la camere, trebuie să o extindem, să punem camere unde mai avem probleme. Ne băgăm în cheltuieli, adică cheltuim niște bani inutili, când puteam să facem lucruri mult mai utile pentru comună. PNRR-ul, practic, abia la început. În fiecare lună sunt deschise linii de finanțare. La noi nu se face mai nimic, se puteau amplifica lucrurile, se puteau face o grămadă de lucruri în comună, dar preferăm să ne facem că muncim. Cam asta se întâmplă la proiect. Dar eu o să mă abțin la acest proiect, pentru că, așa cum v-am zis, deja, practic, firma deja e contractată, deja e... Noi acum numai facem o formalitate ca să... Atât, mulțumesc! Da. Domnilor consilieri, nu vin ca un răspuns la ceea ce a spus domnul Dămoc, vin ca o lămurire, având în vedere că dânsul exact cum a zis, nici n-a fost prezent la ședința trecută. Știți foarte bine că v-am spus că trebuiau depuse documentele atunci în termen scurt, de asta am făcut și ședința extraordinară de îndată. Nu are nicio legătură, adică nu că s-a luat firma de casă, deja s-au luat banii și aici e doar o procedură formală, deci nu. Acum încep documente de care am făcut vorbire la ședința trecută. Ca să știți. Hai să o luăm cu necesitatea acestui sistem de supraveghere. Deci, dacă ne stați în comun, știți că sunt câteva camere care acoperă nici 10% din suprafața comunei. Acum că zice cu anvelopări, dar știți discuția acelea, când s-au făcut terenuri de sport, mai trebuie altceva de ce terenuri. Acum, dacă el vine cu anvelopare, dacă făceam anvelopare, spuneam, sparg oamenii casele, dar noi anvelopăm blocurile. Să treci, părerea mea, adică și ce rugămintea la noastră, să vedeți necesitatea acestui proiect cu camere și chiar este ceva util și am vorbit la ședința trecută. În rest, cum consideră unii că ar fi necesitățile, eu sunt de acord, nu că sunt de acord, chiar vă sfătuiesc să veniți cu proiectul de hotărâre, să veniți, le luăm în cadru, până la urmă nu eu aprob, Consiliul Local aprobă. Nu sunt opriți, cum nu sunt opriți să participe la ședință, cum nu sunt opriți să vină, așa nu, nimeni, niciun consilier nu este oprit să vină cu proiecte de hotărâre, cu propuneri chiar. Cam atât, domnul consilier.
Domnul Boboc. Domnule consilier, sunt cam greu de cap, nu prea am înțeleg așa de bine, dar după cum am înțeles eu, mi s-o prezentat de câte doamna primar, cam la pachet, mai multe lucrări într-un, la proiectul ăsta cu rectificarea bugetului. Și n-ar vrea să înțeleg că ceva greșit, am ceva cu datele acestei sărbători, a țării comune, dar având în vedere în anii anteriori, oamenii au sărbătorit ziua asta, acum au știut că e mai bine. Nu a venit Consiliul Local cu niciun leu să le dea, din multe Consiliul Local. Și acum s-a gândit Consiliul Local să le dea, nu e rău că vrea să le dea. M-am uitat că se mai putea prinde un punct sau un proiect de hotărâri sau un pachet ăsta și alte posibilități. Rog pe domnul Vici, ca să nu spună doamna primar că am ceva cu gând. Rog pe domnul Vici. Așa, bat așa la domnul Vici că și cu el sunt prieteni, nu sunt ușor. Să se mai dea jos de mașină, domnule. Să meargă prin localități, prin sat pe la noi. Și să mai prindă în proiectele astea de hotărâri niște necesități care sunt mult mai mari decât ziua comună. Că ziua comună eu fac oamenii. Așa, nu știu, acum o fi nevoie Puievul, Irina Gol, nu știu cine o să fie nevoie acum, dar sunt alte priorități pentru comună care sunt mult mai mari. Adică să se dea jos acolo la pod, la oraș, să se uite la rigola aia care duce până la părâu, o construi casă mare. Chiar de le-o construit ilegal, că nu au avut acolo unde să-și facă acte. Așa au avut ei, unii vine. Și-o construi casă până la părâu, unde a lungul timpului, rigola aia a ajuns așa la nivelul caselor oameni. Nu a mai fost consolidat maguri, nu a mai fost escavat să ducă apa până la mare. Și plouă o ploaie serioasă, acum, că nu au fost ploi serioase. O ploaie serioasă, va veni și va inunda oamenii aia acolo. Și numai acolo mai e o rigolă pe tasă, care tot la fel nu a fost consolidată, nu a fost făcut un pod. Așa, cum se găsesc bani de ești așa de aruncat ca la mort așa în spate, pentru toate problemele, așa, unii cred că de o necesitate. Eu mă bucur că am posibilitatea să-mi exprim, să-mi exprim liber. Păi, mă gândeam că cei din conducerea comunii noastre pot pune pe un proiect de ordine de zi ca să facem și lucrul ăsta pentru populație, un lucru pentru viitor, un lucru bun. Până la prima ploaie serioasă, că atunci o să avem mult mai mult din egal. Da? Și dacă totul se aprobă la pachet, e nevoie din banii ăștia și văd că s-a prins în asta, odată cu banii de rectificat pentru aparatele astea video, pentru alte probleme, gard, nu știu ce, și așa mai departe. Și asta era tot un lucru care privește populația comunii noastre. Să nu se supere cineva privit, asta am avut o viziune a mea. Cam. Da, pot, domnul. Da, dacă vreți să-i dați. Deci, spus, cu proiect de hotărâre, v-am spus, în privința pe Gheorghe, ne poate iniția orice consilier local, deci aveți libertate. Apoi, ați spus și noastră, și așa este, cu acea rigolă, sau cum am spus, este de ani de zile și țin să vă amintesc că sunteți consilier în Consiliul Local și puteați să aduce proiect de hotărâre de mult înainte de a lucra și în primărie. Deci nu acum neapărat asta e problema, iar cu banii pentru organizarea zilelor comunei. Domnul consilier, ați văzut și anul trecut. Banii au fost în fiecare an când s-au organizat zilele comunei, deci să se înțeleagă, nu că n-au fost alocate sume. În fiecare an când s-au organizat, au fost alocate sume de acum, bani. Acum de câțiva ani, stimate doamne? Păi da, de când se organizează, asta mai spun. Mai mult de 100 de ani se organizează sărbătoarea asta. Ați văzut și dumneavoastră, dacă v-a interesat, ce a însemnat organizarea de anul trecut, câtă populație a fost, cum s-au simțit și aici părerile unora că este necesar sau este binevenit și părerea altora că nu, că se poate face altceva, e la atitudinea fiecăruia și eu am venit cu acest proiect, având în vedere tocmai discuțiile cu cetățenii care doresc așa ceva. Dacă totul s-a ridicat în dialog cu mine, da. De ce n-ați prins în proiectul ăsta de hotărâri și consolidarea rigola de acolo, de la Sorozo, de la Vat,
Doar sunteți primară, nu mă la orice. E vorba, haideți să vă spun, banii aceia sunt pentru drumuri, degeaba spuneți, sunt pentru drumuri și v-am zis. Când e pentru drumuri, e pentru gard. Când e pentru gard, e pentru stâlp. Nu știu, haideți că, adică să stăm doar ca să discutăm acum, da, contradictoriu, nu are rost. Ați spus punctul de vedere, l-am spus și eu. Da. Bine. Domnul Dudulic, aveți cuvântul. Domnilor consilieri, după cum știm toți, vorbim de că anul ăsta s-a luat banii ăștia pentru ziua comunică. A fost și primar domnul Turcan, de aproape două mandate, care i s-a alocat banii. A fost și domnul Gicel Cioroabă, care s-a alocat. Acum, ca să mai băgăm un băț în roată, nu ne place ziua comunii, nu venim la ei. Nu ne place tradiția, nu o respectăm și cu asta, bă, asta. Acum nu mă că sunt rigoli, ca aia, bani pentru rigoli, pentru drum, s-a alocat în alte fonduri. Deci când s-a făcut bugetul la începutul anului, s-a prins la buget acolo. Pentru culti, pentru cheltuieli comunii cu tare, s-au prins toți banii acolo. Acum, eu sunt de acord cu toate regulile, lasă să vii apa, numai să vii ploaie acum. De Dumnezeu ploaie, că o dat dimineață ploaie bună, curată, nu ne-a... Nu ne-a inundat ca în Pitești, în Gorj, în București. Da, atât domnul Zuric. Atâta, domnul. Sunt de acord cu... Să facă, să punem la vot proiectul. Să aducă muzica aici, să cânte aici. Cine este pentru? Abține. Avem trei abțineri, da? Doamna Anunuț, domnul Dămoc și domnul Boboc, da? Și împotrivă? Următorul proiect. Proiectul de hotărâre privind organizarea și sărbătorirea Zilei Comunii Horgești. Nu mai are rost, domnule, să fac vorbire, pentru că s-a discutat tot. S-a vorbit de ei. Da, ce-i cu... Puneți la vot. Supun la vot, da? Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Doamna Anunuț și domnul Boboc, da? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Horgești. Deci, domnule consilier, venim cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră, plan anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Horgești pentru anul 2022. E anul ăsta, pentru anul acesta 2022, dar fiecare an se aprobă acest pentru 2021-2020. Deci este planul care trebuie aprobat privind serviciile de asistență sociale acordate de către comunitatea noastră, cetățenilor comuni. Dacă ați primit planul, dacă sunt discuții, în privința răspunsurilor, dacă nu vreau mai spus domnul secretar. Să-mi scrie cineva la cuvânt la proiectul ăsta? Nimeni. Da. Atunci supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Doar abține domnul Tămoc, da? Și ultimul proiect. 14. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022. Domnul consilier, și cu acest proiect de hotărâre venim, acest model de proiect venim în fiecare an în fața dumneavoastră, după cum observați, este pentru anul 2022 acum. Știți foarte bine, în perața Comunei Horgești sunt mai multe persoane care necesită acest fel de protecție de tip rezidențial. Acordul este cu Consiliul Județean și absolut toate comunele din județ, bine, și din țară, dar fiecare cu județul, vine pentru susținerea celor care fac parte din comuna lor. Deci fiecare pentru cetățenii din comuna lor. 35% din prețul... 35% din prețul... Din prețul total al... Da, îl suportă comuna, dar ca să înțeleagă, doar pentru cei care sunt din comuna noastră, nu și pentru celelalte comune. Cam atât.
Să scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă și abțineri? Nu, că am văzut toate mine. Aveam împotrivă și abține? Întrebări și interpelări. Cine să scrie la cuvânt? Nimic. Domnul Velea. Eu. Da. Nu vezi nimic. Da. Mai e ce? Domnul. Da. Domnul. Și să voi. Buneți, bătunia. Da. Primul, domnul Velea. Aș vrea să mă adresez doamnul primar prima dată aici. Am găsit pe internet aici prin 2015. A fost un program aici cu cadastru la casă de care nu aveau. Și spune aici că se făceau gratuit. Programul e valabil până în 2023. Comuna noastră nu putea beneficia. Era la casă, că s-a înțeles, deci atunci era cadastru sistematic pe care îl facem este acum la terenul extravilan. Și da. S-au făcut și în anii trecuți, apoi a fost o întrerupere în mandatul trecut, vreo 2 ani. Acum avem din nou contract și urmează să facă zone din comună rămase, nu toate, că e vorba de o sumă pe care noi o primim de la OCPI și la anul încheiem alt contract pentru alte zone ca să definitivăm cadastrul sistematic pentru toată comuna. Asta era așa spus, atunci, ziceau când termină extravilanul, intru și nu intru. Da, dar acum sunt pe extravilan, astea sunt fondurile acordate pentru extravilan. Spunea după ce termină extravilanul. Acum, în schimb, ce am văzut, că este, o, este legea, a trecut de Parlament, a fost contestată, o contează partidul la Curtea Constituțională. Dacă constată curtea că e constituțională acea lege, toți cetățenii care au locuințe, dar pe terenuri care nu sunt, nu apar pe titlu de proprietate, pot să facă intabularea dacă fac dovada că au plătit impozite și taxe și nu cer o anumită perioadă. Deci dacă ai plătit o lună, două, tu ți-ai făcut casa acolo și ai plătit impozite și terenul este, nu este pe niciun titlu de proprietate, atunci se poate intabula și își face acte pe acerte. Dar așteptăm și eu o să vă aduc, revin în fața dumneavoastră când legea o să fie discutată la Curtea Constituțională și dacă, după ce decide Curtea Constituțională, urmează să fie promulgată de președinte. Da? Ca să, pentru că, în special, bine, comuna noastră e foarte mare nevoie de acest lucru. Domnul Lidă. Da. Aici sunt eu și la primară, s-au făcut câteva întrebări care m-au întrebat cetățenii și mi-am dat un răspuns cum am știut și eu și aș dori să întreb mai sigur, foarte sigur, vreau să știe cetățenii, că tot mă întreabă de atâtea ori care am avut discuția, lumina se paga anul ăsta, asta întreabă toți cetățenii, că mulți au început să construiască căsa în Bolșe, au foarte, foarte mult și vrea să știe un răspuns. Deci, licitația a terminat, executantul este ales, a fost și la noi aici, este faza de proiectare și execuție care durează 3 luni de zile. Deja proiectarea e pe final, s-a dat ordinul de începere. Noi am discutat, eu personal am discutat cu cei care au câștigat licitația, ei au lucrat pe raza comunei noastre și nu e firmă de caz ca să spun că licitația a fost făcută de Delgaz, deci nu de primăria comunei, ca să înțeleagă dacă ei au pus și au tras și lumina la grădinița Răcătău, au mai făcut extinderea în zona Răcătău și am discutat și am solicitat și au spus că da, este posibil și chiar o să se întâmple, adică până începe școala, sigur, pentru că eu am motivat de faptul că începe școala și nu putem să dăm școala în funcțiune din lipsa extinderea curentului, știți? Da. Deci, sigur, bine, e tot finalizat. Și ar mai fi, iar câteva străzi care cu ploaia asta acum, chiar există bălți, ar fi strada nouă, ar trebui deci, pusă acolo, toate, dat niște piatră, pus niște piatră, mai am început demersurile pentru
balastare, fiind să căutăm oferte, s-au primit două, urmează, pentru că n-a mai venit o a treia ofertă, intrăm noi pe SICAP și căutăm o a treia ofertă, care își vedem care e cea mai valoroasă și încheiem contractul și imediat dăm drumul la balastare. Și cu podul la părul rece? La, cu podul la părul rece, da. Ăla, da. Vice, știe, am avut săptămâna trecută, dar au fost niște intervenții aici locale și urmează vedere următorul. Da. În legătură cu acel pod, ca să vă spun că nu m-ați întrebat, cu celălalt pod despre care am făcut discuție de la școală, știți când mergi, am fost la Apele Române și au spus, este la ei că este intabulat, urmează să facem un protocol, să preluăm noi această față, să putem face noi lucrarea cu podul respectiv. Cu terenul de sport sau achiziționat, nu neapărat terenul de sport, cu terenul din spatele școlii Sohodor, am apucat și am vorbit puțin cu câțiva domni consilieri care au venit printre primii și am spus că la ședința următoare o să venim cu un proiect de hotărâre, pentru că din comisia de licitație, adică tot ce se poartă discuție, trebuie să facă parte și doi consilieri pe care o să-i propuneți. Părerea mea și să vorbiți în dumneavoastră, m-am gândit că ar fi bine să fie din Sohodor, în mod special, pentru că se cunosc cu proprietarii mai bine și poate știu cum să-i abordeze în cea mai bună formă, ca să și reușim să încheiem acel contract. Deci, asta e. Da. În legătură cu proiectul de apă canal, suma solicitată de la noi prin Angel Salini a fost de 93 de milioane. E sumă destul de mare. Dacă mergem pe apă, acum vreau să ne gândim, ar fi devizul pe apă, pe toată comuna, că mi s-a făcut să mergem apă canal pe anul trecut, nu am zis, pe toată comuna e 33 de milioane. 25 de milioane mi-i asigură clar, adică anul acesta, prin Angel Salini. După aceea, anual o să mai vizionă, deci apă o să băgăm cât de curând, adică o să se aprobe, o să merge semnat contractul pentru toată comuna să se înțeleagă că nu doar se vorbește, chiar se face, dar asta e situația. 25 primiți anul ăsta și de la PNRR, nu, prin PNRR 25 de, prin, nu pe PNRR, prin Angel Salini. 25, după aceea o să solicităm și o să fim ajutați anual ca să putem, dar vă dați seama că durează până încep să facem toată procedura. Și facem două săpături, facem apă și după aia... Acum facem apă, da. Și mai săpăm încă o dată și facem canal. Partea cealaltă, pe aceeași parte a faci un canal, chiar dacă s-a face deodată. Dar asta o să fie discuție, v-am spus doar așa, dar știți cum, dacă... Atât, da? Domnul Dămoc. Da. Apă canal, dacă toți ați subiectul, ce să vă mai ducă? Trebuie să fie apă canal, ce să o mai dăm, că acum nu mai facem apă canal, că nu mai facem canal, că facem doar apă. Astea zic, sunt niște... Căutăm, cumva să ne mai acoperim greșeli, ca să se întâmplă acum, să mai acoperim din ce s-a greșit în trecut. Dacă eram oameni care voiam să facem treaba, acum aveam apă canal, pe toată partea aia de comună, făceam extindere la Horgești și eram comună pusă la punct din punctul ăsta de vedere. Dar, de asta zic, acum vrem să părem că, vai, că nu se poate, că stați să vezi că nu mai când spuneți, când vorbiți la persoana, păi nu să părem să facem... Doamna, sunt înscris la cuvânt, nu va da nimeni cuvântul. Acum două luni de zile ni se spunea tot așa în proședință că 100% banii care i-am cerut 93 de milioane să fie alocați, așa ni s-a zis. Eram aici în proședință cu toții. Doamna primară asta are pe sursele ei, pe informații, 100% primim toți banii. Acum noi mai primim pe toți, că știți că ne dă, ca să mai păcălim vreo trei rânduri de alegeri, că știți ca să fie bine. Cam așa funcționează la putere, da. Nu reușiți asta. Audit la acord. Asta aveam notat aici și ni s-a promis un audit. Plătim 8.000 de lei pe lună la acord, fiecare lună. N-am auzit să înceapă un audit. Poate ne puneți așa, lucrările de iluminat, când încep, practic, avem aprobați banii, lucrarea, când se întâmplă minunea. Vreau să vă întreb la fel, dacă la podul Zodian mai avem de plătit bani sau e plătită lucrarea, ce diferență ar mai fi de plată. Containerele, vreau să vă întreb, am cumpărat acele containere, vreau să vă întreb dacă sunt folosite și care este stadiul lor și pugul. Eu pugul, la fel, un proiect arăgânat, tot se vine în Consiliu, că-l aprobăm, dar n-am mai văzut proiect de hotărâre.
Atât. Da. Cu containerele. Adică noi le-am achiziționat având în vedere situația care era de la Răcătău de Jos, dar acum că nu sunt necesare sau nu i-a trebuit nimănui, eu zic că e foarte bine pentru cetățenii comunei. În ce stadiu sunt? Nu se construiesc, sunt acolo, domnul consilier. Deci, adică în ce stadiu sunt? Ca întrebare. După aceea, cu podul de la Zodian. Cu podul de la Zodian s-a definitivat. Urmează să se facă recepția lucrării. N-am plătit taxa către ISC. Se face recepția și mai este o sumă, dar după cum bine știți, suma aceea nu este de la noi. Banii toți până acum i-am primit și pentru școală și pentru pod de la PNDL 2. Și ce mai era? Să înțelegem că lucrurile sunt finalizate. Să înțelegem că iluminat. Da. Cu iluminatul am răspuns că extinderea cu modernizarea este asfaltat dacă merge, să vedeți și respectă proiectul. Da, doar să, nu știu, să vă arăt poză. Și cu iluminatul, cu extinderea am răspuns că a plecat domnul consilier, cu modernizarea urmează să înceapă lucrările, au dat comanda, știți, a fost situația care a fost cu și care este că au plecat mai greu nave, dar oricum, se face modernizarea, se definitivează, sunt absolut toate, sunt pe făgașul normal. Cu Pugu. Cu Pugu nu înseamnă ceva, ca să înțelegeți o hartă sau o chestie care se poate face de pe zi pe alta. Sunt contracte cu atâția executanți, sunt atâtea cu studii și cu aviz, deci sunt de obținut. Da, merg și sunt în tot programul pe care ni l-am propus. Nu știu ce... Atât? Mai e cineva? Domnul Săvoi. Da, aveam și o întrebare pentru doamna primar. Una a fost care a pus-o Eugen cu lumina și al doilea aș vrea să spun despre școala Soodor, că și acolo trebuie să înaintăm lucrurile, că acum vine toamnă, nu avem gard, nu avem lumină și iarna să mai învățăm acolo copiii noștri, iarna să învețăm școala aia veche și nu știu unde. Deci, la școală nu este gardul pentru că ești cu lumina și cu gardul. Cu gardul avem că trebuie obligatoriu proiect, așa se cere. Și avem proiectarea, suntem în faza de proiectare, imediat după ce se termină proiectarea, adică peste maxim 3 săptămâni ne dau, termină proiectarea, după aceea începe execuția lucrării, un gard nu durează atât de mult să fie executat și în privința dat, dăm drumul pentru că v-am spus, extinderea de asta am și vorbit ca să începem cu strada principală. Da, și ce dorință mai avea noi, dacă ar putea ăștia cu, de la Vion, care sunt cu gazul, care a câștigat licitația, să fie o leacă psilit, să fie o leacă obligați. Dacă nu am merge și noi am face un protest. Nu au și ei interes. Nu. Deci mergeți să faceți protest. Noi acolo suferă a noștri, oamenii noștri, copiii noștri suferă acolo. N-au lumină, n-au apă, n-au nimic. Da. 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 Declară închisă ședința de astăzi.